Bun găsit tuturor! Luna aprilie va fi o lună în general bună datorită influenței pozitive a planetei Venus, care gestionează bunăstarea și confortul de zi cu zi. Influență pozitivă de care ne vom bucura toată luna. În același timp, Soarele, responsabil de autoritate, va avea din a doua jumătate a lunii un parcurs tot pozitiv. Cu toate acestea, nu vom fi ajutați absolut deloc de planeta Mercur, gestionarea gândirii logice, a comunicării și a drumurilor scurte, care va avea un parcurs retrograd într-un sector nefavorabil care sunt capitolele de viață avantajate sau afectate pentru fiecare semn zodiacal, vedeți la horoscop. Berbec. Toată luna vei avea neînțelegere aproape cu fiecare membru al familiei și atmosfera din cadrul casei va fi una plină de confuzie. În schimb, vei beneficia de bune condiții pentru a ajuta pe cineva din jurul tău să progreseze sau să iasă din impas, iar acest ajutor, dacă îl vei acorda, va avea indirect consecințe benefice în viitor. La locul de muncă vei fi lideri incontestabil în a doua parte a lunii și vei înregistra rezultate strălucite. Succesul lunii va fi obținerea unui câștig material provenind din alte surse decât munca ta sau de la alte persoane. Taur. Dacă ai o karmă negativă și dacă vei face lucruri rele în prezent, vei declanșa astfel conjuncturi total nefavorabile în anumite sectoare de viață. Totul va fi o plată pentru păcatele din viețile tale anterioare. Dar asta numai dacă ai lecții de viață neînțelese și repeți greșeli făcute în existențele tale anterioare. Dincolo de asta vei primi numai vești bune și informații prețioase pentru viitor. În a doua jumătate a lunii, toată lumea te va aprecia pentru poziția și avantajele dobândite recent. Evenimentul lunii va fi un succes înregistrat în planul carierei tale profesionale. Gemeni, modul tău neglijent în care comunici cu cei din jurul tău sau lipsa ta de concentrare în folosirea sau întreținerea unui mijloc de transport îți va aduce pierderi semnificative în planul bugetului tău personal. Cu toate acestea, acasă, confortul și bunăstarea întregii familii vor înregistra o creștere vizibilă datorată deciziilor tale echilibrate. Dacă ai o karmă pozitivă, prin asumarea unor riscuri și responsabilități, în a doua parte a lunii vei declanșa mai multe conjuncturi benefice în anumite capitole de viață. Lucruri care nu sunt decât consecințe ale faptelor tale bune din viețile anterioare. O mare realizare într-un sector de viață esențial pentru tine reprezintă evenimentul lunii. Rac. Toată luna distracțiile și plăcerile vor reprezenta lucruri inaccesibile pentru tine, totul datorită defecțiunii unui mijloc de deplasare sau din cauza pierderii unor documente importante. Pe de altă parte, te vei bucura numai de armonie și bună înțelegere în compania tovarășului de viață. În a doua jumătate a lunii, prin spiritul tău plin de modestie, vei face un act de bine pentru cineva din jurul tău, în sensul că vei ajuta acea persoană să evolueze în viață sau să depășească o situație dificilă. Iar pentru această faptă bună și dezinteresată, destinul te va recompensa din plin cândva în viitor. Dobândirea unui câștig material consistent reprezintă realizarea lui. Leu. Spiritul tău necomunicativ și plin de pe care îl ai cu cei din jurul tău îi va determina pe aceștia să te evite și să nu fie alături de tine în momentele când vei avea nevoie de ajutor. În altă ordine de idei, vei avea sorți de izbândă în rezolvarea unei probleme de sănătate. Interacțiunea pozitivă pe care o vei avea cu partenerul tău de viață în a doua parte a lunii va duce la revigorarea semnificativă a relației Evenimentul central al lunii va fi un act de bine pe care dacă îl vei face cândva în viitor destinul te va recompensa din plin iar dacă nu îl vei face tot cândva în viitor destinul îți va aduce conjuncturi de viață total nefaste Fecioară, toată luna vei avea numai neînțelegeri cu partenerul de viață. Astfel, relația de cuplu va avea numai de suferit până când veți găsi împreună o cale spre dialog, armonie și bună înțelegere. În alt context, te vei bucura de un câștig material provenind de la alte persoane sau din alte surse decât munca ta. În a doua jumătate a lunii, spiritul tău autoritar va fi motorul unui succes pe care îl vei obține într-un domeniu important pentru planul tău de destin. Evenimentul central al lunii va fi participarea ta la o mare petrecere sau plecarea ta într-un voiaj de plăcere. Balanță. Prin anumite conjuncturi bune sau rele pentru tine, destinul te va aduce în situația de a face rău cuiva din jurul tău. Iar în urma alegerii pe care o vei face între bine sau rău, cândva în viitor vei plăti pentru această faptă rea sau vei fi răsplătit prin conjuncturi favorabile pentru faptul că nu ai făcut rău. În alt plan de viață, te vei bucura de momente bune pentru distracții și alte lucruri care te pasionează. Printr-o puternică încredere în forțele tale proprii, în a doua parte a lunii vei avea succes în rezolvarea unei probleme de sănătate. Realizarea lunii va fi obținerea unui important sprijin din partea unor persoane cărora le vei câștiga simpatia și încrederea și care te vor susține în planurile tale de viață. Scorpion, toată luna te vei confrunta cu o chestiune de sănătate, dar de fapt problema va fi generată de încurcături cu analizele medicale sau de un diagnostic incorrect. Cu toate acestea, câștigurile provenind din valorificarea muncii, a talentului și a inteligenței tale vor înregistra o creștere importantă. În a doua parte a lunii, prin spiritul tău autoritar, vei face unele îmbunătățiri în sectorul comunicării și al deplasărilor scurte. Evenimentul major al lunii va fi legat de partenerul de viață și de relația de cuplu. Cei singuri vor avea șansa să găsească perechea potrivită. Săgetător, recuperarea unei datorii mai vechi, a unei despăgubiri sau a unei sume provenind de la alte persoane, se va dovedi imposibilă din cauza unor probleme de comunicare sau datorită unor greșeli la întocmirea unor documente. Dincolo de asta, dacă ai o karmă pozitivă și dacă vei face anumite lucruri bune, vei declanșa conjuncturi de viață favorabile pentru tine, care nu sunt altceva decât o răsplată pentru anumite fapte bune din viețile tale anterioare. Prin asumarea unui rol de conducător în cadrul căminului familial, în a doua jumătate a lunii, vei face schimbări de succes în casă. Binevenite pentru întreaga familie. Rezolvarea unei probleme de sănătate va fi evenimentul lunii. Capricorn. Datorită unor erori de judecată, vei înregistra un eșec într-un capitol de viață pe care tu îl consideri din egoism esențial pentru tine, dar care poate să nu fie de fapt important pentru împlinirea planului tău de destin. Pe de altă parte, vei avea un parcurs încununat de succes în cadrul activității tale profesionale. În a doua jumătate a lunii, prin spiritul tău autoritar, vei reuși să recuperezi o datorie mai veche sau o despăgubire ce părea imposibil de obținut deblocarea unor conjuncturi de viață favorabile, consecințe ale karmei tale pozitive, sau mai bine zis ale faptelor tale bune din viețile anterioare, reprezintă evenimentul lunii. Vărsător. În cadrul activității tale profesionale, lucrurile nu vor merge deloc bine, totul datorită unor probleme pe care le vei avea cu mijloacele de comunicare sau cu cele de deplasare. În altă ordine de idei, vei reuși să câștigi simpatia și încrederea unor persoane care în viitor te vor susține în derularea proiectelor tale de viață. Prin atitudinea ta plină de entuziasm, în a doua jumătate a lunii vei reuși să-ți majorezi semnificativ câștigurile pe care le vei obține din munca și efortul tău personal. Evenimentul lunii va fi reprezentat de o veste bună sau o informație importantă și plină de valoare. Lucruri care te vor ajuta să-ți îmbunătățești simțitor planurile de viitor. Pești. Toată luna vei avea mai neînțelegeri cu aproape toată lumea. Totul din cauza înțelegerii greșite a realității sau a refuzului de a te adapta mediului deloc prietenos. Chiar și așa vei înregistra un mic, dar important succes într-un domeniu esențial pentru evoluția ta în viață. În a doua parte a lunii, datorită unei atitudini pline de căldură și generozitate, vei reuși să pleci într-un vaiaj de plăcere sau să mergi la o petrecere, ocazii în care te vei simți foarte bine și te vei distra din plin. Evenimentul lunii va fi un lucru pozitiv legat de cămin sau de un membru al familiei. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui, dar numai dacă se desparte de egoism.